Domnule senator, ne apropiem de finalul actualei legislaturi. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai importante realizări legislative din actualul mandat? Eu o să vă răspund din rolul de senator de opoziție, cel puțin realitatea ultimilor 3 ani. Și o să vă spun că, deși au fost foarte multe inițiative mici, undeva cam în fiecare an calendaristic am avut până la 25-30 de reușite votate chiar de către senatorii și deputații puterii, o să mă opresc pe cele mai mari realizări care sunt legate de oprirea unor legi foarte, foarte proaste. Doar să vă dau câteva exemple. În primul rând, legile educației. M-ați mai auzit vorbind despre ele și, în ciuda acelor pseudo-dezbateri și pseudo-consultări, am ajuns să avem în Parlamentul României legi inclusiv care conțineau greșeli gramaticale. Culmea, o lege a educației sau o lege a învățământului. Aici au fost foarte multe nebunii pe care fie guvernul a dorit să le introducă, fie parlamentari de la PSD și PNL, probabil cu o agendă proprie, doreau să le aducă în amendamente, sub formă de amendamente, în dezbaterile parlamentare. Erau aici o nebunie de tipul universitățile să poată utiliza fonduri pentru studiu, pentru achiziția, înființarea, vânzarea de companii. O chestiune care ajungea să fie foarte sulfuroasă și în care rectorii sau apropiații ai rectorilor ar fi putut să facă până la urmă afaceri alături de universitate cu banii noștri ai tuturor. Mai sunt elemente nenumărate legate de, acolo au rămas legate de siguranța copiilor, la care am îmbunătățit acest capitol prin măsurile aduse de către USR. Am mai solicitat și alte lucruri care n-au ajuns să fie astăzi parte din lege, de exemplu, paza obligatorie în școli, o chestiune minimă necesară în opinia noastră pentru a asigura pe de o parte, probabil, mai multă siguranță în școală, pe de altă parte, posibilă diminuarea fenomenului pe care îl avem ca o teribilă îngrijorare, și anume cel al consumului de droguri și ale stupefiantelor care ajung în mod nepermis în viața copiilor și a elevilor la vârstă foarte mici. Aceste lucruri ar trebui stipulate într-o lege a învățământului? Sigur că da. Orice lege, dacă o privim ca un cod care reglementează un domeniu, trebuie văzut de la arhitectura generală de principii. Și nu ai cum să nu ai un principiu, elevul ar trebui să aibă un mediu sigur în zona în care se petrece educația. Da? Și atunci, sigur că tu nu o să introduci aici toate măsurile privitoare la atribuțiile poliției locale sau poliția siguranță școlară sau ale tuturor forțelor de ordine din stat, dar elemente care țin de modul în care tu gândești toate atribuțiile entităților implicate în sistemul școlar, director de școală, profesor, părinte, elev, toate trebuie să respecte, cum spuneam, niște principii generale. Și așa este făcută în general o lege și mai ales o lege bună. A doua lege pe care aș vrea să o dau ca exemplu. Știm cu toții că am avut acest 1 septembrie, n-aveam cum să ratăm acest termen, da? Intrarea în vigoare a legii 360, noua lege a sistemului unitar de pensii din România. O lege care a fost vândută de către PSD și PNL, dar mai ales PSD, ca fiind faimoasa mărire, remediere, da, a condițiilor financiare pentru cei mai mulți dintre pensionarii României. O nenorocire cât ca asta. Zile la rând, săptămâni la rând, comunicatorii PSD la televizor spuneau: stați liniștiți, anul acesta vor fi 2 măriri. Va fi o mărire din ianuarie și apoi în septembrie se mai mărește încă o dată pensia. Și de fapt am văzut apoi că a fost de fapt o recalculare în care, din nou, acești oameni în lege au făcut erori colosale care au nedreptățit și nedreptățesc în continuare, de exemplu, persoanele care au contribuit lucrând în condiții speciale de muncă sau condiții grele de muncă, ci vorbim despre grupele de muncă, și de asemenea persoanele cu dizabilități. Al treilea este subiectul legii unice, sau mă rog, legii salarizării unice, care știm cu toții, deși era jalon PNRR, nu a mai venit, dar unde, din nou, chiar asta este o chestiune de care mă mândresc foarte tare, am propus o lege care a reușit să treacă în primă cameră prin Senat, de a elimina discriminarea, nedreptatea făcută asistenților personali. Asistenții personali, dacă poate e un pic nevoie de explicație, sunt acele persoane care sunt fie profesioniste și lucrează într-un centru îngrijind persoane cu dizabilități, fie minore sau de cele mai multe ori vârstnice, fie în cazul în care statul român nu are de unde să-ți găsească acești îngrijitorii profesioniști, îți pot da ție posibilitatea, sigur, dacă există bugetul necesar, ca tu să fii un însoțitor al persoanei cu dizabilități, fie părinte, fie fiu sau
copil al acelei persoane cu dizabilități și să devină asistent personal. Ori oamenii aceștia au rămas la nivel de salarizare, sunt un unicat aproape, sunt singurii care au rămas sub salariu minim în plată. Pentru că această salarizare a persoanelor care sunt asistenți personali au ajuns să fie pe o altă lege calculată în mod greșit și au fost uitați sau au fost ocoliți la ultima indexare. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Fie că vorbim de legile educației, fie vorbim de legea salarizării, fie de legea pensiilor, avem un deja vu. Vine guvernul, spune, am făcut o lege perfectă, nu stăm de vorbă, nu avem nicio discuție, noi le spunem, aveți greșeli gramaticale în text, nu știu cum a trecut pe la experții voștri, dar este o lege greșită și nu doar pe fond, ci inclusiv pe elemente foarte importante de tehnicalitate. Iar apoi conversațiile cu greu reușim uneori să-i convingem, uneori nu. Revenind doar la partea cu pensiile. Bun, aceste legi trec și prin comisiile parlamentare. Nu aveți posibilitatea să le atrageți acolo atenția da. Că sunt greșeli sigur gramaticale. Sigur că da, și acolo este una dintre... Și cred că e important să înțeleagă telespectatorii că de asta democrația este importantă. De asta e bine să ai putere și să ai opoziție. Acolo sunt, de fapt, tranșeele luptelor și bătăliilor noastre. Acolo reușim să aducem invitați, pe exemplu, persoane cu dizabilități. La ultima ședință de plen de Senat am adus aici persoane cu dizabilități, cer scuze, am adus persoane nevăzătoare care au putut să meargă până sus la balcon în locul dedicat vizitatorilor, dar am avut și persoane condamnate să nu se poată mișca, sunt în cărucior, cărucior din acesta care este împins de către un însoțitor și au fost aici în spatele plenului Senatului. Ori aceste chestiuni de a aduce în sala de discuție a unei legi pe cei care sunt cei mai afectați de impactul deciziilor legislative este o chestiune fundamentală. Probabil că unii o să zică, da, voi din opoziție aveți mai mult timp, noi nu avem timp de din asta. Da, neavând timp de a asculta vocea românilor, iei decizii proaste și faci legi proaste, așa cum s-a dovedit a fi inclusiv această lege 360 a pensiilor. Spuneați mai devreme că partidul opoziție fiind, ați reușit totuși să inițiați și să treceți prin vot unele proiecte legislative. Așa este. Care sunt compromisurile pe care trebuie să le faceți pentru a reuși acest lucru? O să vedeți că uneori sunt elemente care țin de a renunța poate la niște ambiții, a le mai diminua și atunci ai o șansă în plus ca senatorii partidelor de la celelalte partide să fie de acord cu tine. Nu, doar încerc să-mi dau un exemplu. Am militat pentru studenții din România ca taxele lor de școlarizare să fie înghețate și să fie la aceeași valoare timp de 5 ani de zile sau de timp de 3 ani de zile dacă vorbim de licență sau inclusiv dacă se poate cu tot cu master, da? De ce? Pentru că avem o problemă. Avem foarte puțini studenți în România. Avem foarte puțini adulți cu studii superioare în structura populației. Pare că e o chestie banală, dar asta ne afectează teribil în economie, ne afectează teribil în piața forței de muncă. O chestiune pe care am putut să o avem, să o negociem, a fost măcar să se poată crește, dar doar indexarea cu rata inflației. Dar chiar și așa, noi considerăm că am reușit să creăm o formă de stabilitate sau predictibilitate pentru familiile studenților care trebuie să-și facă un calcul pe termen lung, dacă pot sau nu pot să-și trimită copilul la o facultate într-un alt oraș și să-i mențină toate cheltuielile pe parcursul școlarizării. Chestiuni de genul acesta au fost, să spunem așa, un exemplu bun de negociere. Au mai fost elemente în care bătăliile nu s-au încheiat, adică ne-au fost respinse, uneori pe motivul pueril că vin din opoziție. Am avut inclusiv eu personal legi pe care le-am propus, au fost ținute, înghețate la sertar, cum se spune în limbajul nostru, iar apoi textul propunerilor a ajuns să fie într-o ordonanță de urgență. Nu pot să mă, adică cu chestiunea asta nu mă supăr pentru că nu sunt o persoană vanitoasă. Dacă lucrul bun pe care îl vizam a ajuns să fie în textul de lege, indiferent cine a ajuns să-l semneze în final, eu sunt bucuros că măcar au fost făcute lucrurile bune pentru cetățenii României. Care considerați dumneavoastră că sunt urgențele legislative pentru perioada rămasă din această legislatură și care sunt obiectivele USR pentru perioada următoare? Eu cred că sunt foarte multe lucruri de făcut în România, dar o să punctez câteva din elementele pe care USR le-a și anunțat ca fiind prioritare pentru această sesiune legislativă care se va încheia în decembrie. Una dintre cele mai mari probleme ale României este risipa banului public. Cu
cu atât mai mult în an electoral. Și atunci, cumva, pentru a da un exemplu și a limita o parte din această risipă, este această lege de limitare a venitului oricărei persoane din administrația publică la salariul președintelui. E o chestiune de onoare, în opinia noastră, și o chestiune care se dovedește că dacă nu intervii asupra ei, nu ai performanță stelară, ai exact opusul. Să nu uităm scandalul ASF-ului, da? Plătiți cu 14 salarii pe an sau 18 salarii pe an. Vorbim despre 10 de mii, uneori de euro, 10 mii de euro, 18 mii de euro echivalent, mult peste salariul președintelui. Și atenție, aceste sume nu au venit împreună cu o performanță foarte bună, dimpotrivă, mai degrabă au devenit niște sinecuri pe care niște partide se chinuie să-și nominalizeze niște favoriți, iar apoi acolo locul ajunge să fie, culmea, inclusiv prin legislație, ciuntit de minimele pretenții profesionale. A fost un alt scandal, dacă mai țineți, cu domnul Bădălău la Curtea de Conturi. A fost schimbată legea, nu mai e nevoie de studii în domeniul financiar contabil ca să poți ajunge acolo. Ce am obținut? Exact opusul, dezastru. Da? Deci asta este, de exemplu, o prioritate cât se poate de punctuală. În al doilea rând, vrem să discutăm foarte mult. Dar acest lucru nu ar trebui inclus în legea salarizării? Ba da, sigur că da. Sigur că da, da. Vedeți, lucrurile acestea, inclusiv venind dinspre opoziție, vor deranja nu doar pe niște persoane care au acum în acest moment salariile acelea foarte mari, dar probabil și niște politicieni care vor trebui să voteze și uneori votează cu gândul că s-ar putea ca într-o bună zi, peste ani și ani, acel loc de muncă să fie al meu și prefer să fie cât se poate de bine plătit. Ori chestiunea asta, hai să spunem că ai putea, poate, cu, nu știu, cu indulgență să o accepți în anumite momente, dar când majoritatea oamenilor o duc rău, da? Când tu te pregătești, mă refer la putere, se pregătește să introducă taxe noi ca să poată să umple visteria din nou, care acum este pe spongi, este pe gaură. În timp ce oamenii o duc greu, asta este o nedreptate severă. Și atunci lucrurile despre care vorbim sunt minimul necesar pentru o echitate între clasa politică și către cetățeni. Doar foarte scurt să mai punctăm și pe celelalte, discutăm inclusiv despre problemele în continuare din sistemul sanitar. Și aici probabil când ați mai auzit pe noi cei de la USR, discutăm despre posibilitatea de a-ți alege spitalul sau de a-ți alege asiguratorul de servicii medicale, încercând să lăsăm mai multă, să spunem așa, spațiu pentru mediul privat. Discuția fiind evident una etatist versus al pieței economice care se reglează singure. Dar asta însemna o reformă de bază a întregului sistem de asigurări medicale. Sigur că da. Și încă o dată, să știți că am mai văzut astfel de lupte în care marea izbândă, cel puțin de moment, este că tu ai depus o lege, ai început dezbaterea și ea uneori ajunge să fie blocată din motive politice, dar îți rămâne pe circuit. Iar la momentul oportun, atunci când de fapt presiunea publică este foarte, foarte mare, ajunge să fie din nou redeschis subiectul și poate chiar votată. Doar să vă dau un exemplu recent din anul acesta, dacă mai țineți minte, a existat o lege a vânătorii inițiată de către UDMR și când s-a întâmplat chiar în vacanță parlamentară acel caz absolut odios și îngrozitor al unei fete care și-a pierdut viața datorită unui urs aflat pe un, pe un traseu marcat turistic, aia a fost de fapt o deschidere pentru o chestiune care începuse. Bună, rea, au fost și lucruri bune, au fost și lucruri rele, pe cele rele le-am sancționat, dar asta încerc să vă spun. Uneori din apanajul unui parlamentar, mai ales de opoziție, avem această victorie. Pui acolo inițiativă, cum spuneam asta, limitare, s-ar putea ca la un nou scandal de tipul ASF, un nou faliment RCA, un nou faliment al Curții de Conturi, când vedem că de fapt banii se fură și nu sunt verificați, să pună suficient de multă presiune publică ca o astfel de lege, cel puțin în prima etapă, să mai stingă din vocea societății. O altă prioritate legislativă legată de chestiunea asta de care spuneam despre risipa banului public este cea legată de transparență. Să nu uităm că noi suntem în țara în care au fost aproape timp de 4 ani în ultima perioadă secretizate cheltuielile de călătorie ale domnului președinte Iohannis. Este absolut îngrozitor să vezi că la ultima rectificare bugetară, cea mai proaspătă, o sumă suplimentară de 7 milioane de lei a fost alocată administrației prezidențiale. Pentru ce? Nu știm. Avem când și când acces să vedem agenda de politică externă a domnului președinte, dar nu știm ce rezultate obținem noi ca țară din aceste călătorii, ori în Republica Capul Verde sau în alte țări africane. Dincolo de chestiunea asta, avem în continuare același scandal, dacă mai țineți minte, cu REA PPS-ul. Se spune că o vilă, dar nici nu mai știu la cât s-a ajuns valoarea devizului, a cheltuielilor, cu jacuzzi, cu teren de golf sau nu, dar vorbim despre sume colosale alocate, din nou, din banii noștri ai tuturor, alocate de unei vile
care nu are în momentul de față o destinație prestabilită, dar credem că va fi alocată domnului președinte Iohannis. Chestiunile astea odată puse, vă spun de pe acum, odată transparentizate, nu mai lasă acei așa ziși politicieni care vor mai degrabă să se înfrupte din bunăstarea personală sau în bunăstarea personală, dar din banii poporului, nu cred că le va mai rămâne la fel de mare apetit. Ori exact cu asta se luptă USR-ul. Transparență, desecretizare, cheltuieli publice și atunci lucrurile se reglează de la sine. Domnule senator, cu ce probleme vin astăzi la bucureștenii la biroul dumneavoastră parlamentar? Eu o să vă răspund în tema în care sunt specializat, și anume educația. Sunt foarte multe elemente care... Educația și zona de muncă și protecție socială. Multe probleme țin de, aparent, de o temă de care legislativul nu are ce face, și anume traficul. Faptul că astăzi părinții petrec împreună cu copiii lor uneori până la 2 sau chiar 3 ore pe zi în trafic. Iar aici, de fapt, soluția este una cât se poate de simplă. În momentul în care Bucureștiul va deveni gândit cu adevărat integral într-o zonă metropolitană cu tot ceea ce înseamnă județul Ilfov și vei avea prin investiții inteligente calitatea școlii aceeași și în București și în Ilfov. În Ilfov, când spun asta, însemnând că al tău copil poate să meargă poate 5 minute pe jos până la școală și să se întoarcă. Imaginați-vă numai acest lucru. Le redăm acestor copii copilăria. Deci 2 ore jumătate pe zi, 3 ore pe zi, înseamnă să le redai copilăria. În acele 2 ore să poată să joace fotbal, dacă doresc să facă un sport, gimnastică, orice ce își doresc, poate să citească o carte, de ce nu. Iar chestiunea asta nu poate fi rezolvată decât printr-o reformă administrativ-teritorială, prin trecerea legii zonelor metropolitane. Eu voi candida pentru un nou mandat și în acest final de an. Îmi doresc un nou mandat și îmi doresc ca, cel mai probabil, mă voi alătura Comisiei de Administrație Publică și de acolo să începem să construim soluții legislative pentru ceea ce vă spuneam că vin cetățenii Bucureștiului să mă povestească. O a doua categorie de probleme sunt tot din partea părinților. În general, la mine ajung părinți pe probleme de școală. Elemente care nu sunt, sau mă rog, situații în care nu este respectată legea, acolo e nevoie să redirecționez eu către cineva spunând legea e bună, dar e nevoie de ca inspectoratul școlar să-și facă treaba sau direcțiunea acelei școli. Iar alte probleme sunt într-adevăr legate de persoane cu dizabilități sau persoane care au, să spunem așa, nevoie de asistența socială sau de protecția socială a statului. Iar aici de cele mai multe ori descoperim că deși există în lege anumite elemente, doar să vă dau un exemplu, centrele Respiro. Centrele Respiro sunt concepute să mai dea o gură de oxigen părinților care nu mai pot, nu mai rezistă să îngrijească în mod continuu, permanent o persoană. Uneori au nevoie să se ducă într-o deplasare să rezolve niște documente notariale. Nu pot să facă asta atunci când au un copil sau o persoană vârstnică în îngrijire. Și sunt, din păcate, deficiențe care nu permit nici măcar pentru o oră întreruperea, să-i spunem așa, asistenței sau ajutorului acordat. Ori pentru aceste persoane, din nou, deși avem lege, e nevoie să punem într-un cadru executiv această formă de îngrijire. Părinții să-și poată, poate sună puțin ciudat, dar să-și poată lăsa îngrijirea unor profesioniști timp de o zi, de 8 ore, dacă e nevoie de 3 zile, pot să plece și rezolvă treburile și revine înapoi la viața de zi cu zi.